despre lucrurile care sunt importante, care ne demonstrează că suntem fericiți, dar noi le ignorăm. Putem să vorbim de foarte multe momente de acest gen de dinainte de pandemie, dar cu siguranță și în această perioadă sunt foarte multe momente care ne fac fericiți, Lidia. Momente, spuneam, pe care noi nu le băgăm în seamă, dar care demonstrează că noi avem această stare de fericire. Trebuie să fii foarte nesimțit, să fii fericit, să nu simți, știi? Ești tot timpul nemulțumit, cam asta e ideea, și vrei mai mult. De foarte multe ori, știi că spuneam eu, domnule, când deschizi ochii dimineața și te trezești, mulțumește-L lui Dumnezeu în primul rând că vezi lumina zilei. Că o vezi, că respiri. Oamenii fericiți își încep ziua cu recunoștință. Exact. Asta înseamnă recunoștința că există. Mulțumești, nu te plângi. Că poți să începi și invers. Păi, știi că ne sculăm dimineața și nici nu deschidem ochi. Că, aoleu, iar dimineața, iar trebuie să fac aia. E, vezi, uite, cu dispoziția asta ne trezim dimineața. Bun. Deci, oamenii fericiți sunt recunoscători. Mai departe. Exact. Dar ca să nu zic de eclizială, știi? Că noi ne eclizim aici, da? Și foarte bine facem. Da. Pentru că dimineața primul lucru este să începi să fii veseluț și să și râzi. Să zâmbești. Să zâmbești. Și dacă zâmbești, mă întreba nevastă, dar ce ai visat azi noapte că ai râs? Și dacă nu mai ții minte, ce să-i? Nu știu, mamă. Da? E foarte bine. E foarte important, uite, tu ai văzut că dacă îi zâmbești cuiva, celălalt îți zâmbește înapoi obligatoriu. Automat. Și lucrurile au altă... Exact. Nu există. Chiar dacă suntem noi cu mască, oricum râd ochii, se vede când râzi. Lucrurile au altă culoare, au altă stare în momentul în care zâmbești. Poți rezolva lucrurile cu mult zâmbet. Cu un zâmbet. Și foarte multe lucruri, se spune. Da, un zâmbet foarte mult. E adevărat. E foarte adevărat. Exact. Un zâmbet pe dacă față abordezi de pe cineva dimineața cu zâmbetul pe față, fii sigur că te va ajuta să rezolvi problema și va fi totul bine și va fi foarte și ok. Și spargi starea. Și starea, și starea celuilalt se schimbă. Chiar dacă da, este mai Lidia, dacă ai zâmbetul pe față, chiar dacă îi urezi lui ăla de rude, dar cu zâmbetul pe față nu se supără domnule pe tine. Și că ai glumit. Băi, te trimit eu undeva să te ia barza înapoi, dar râzând, o să râdă și el. Dar dacă te-ai încruntat așa și ești acolo deja... și mai zici și de-alea urâte, păi ținte nene, zici la iepure puturosule. Știi? Că te ia după tine. Deci zâmbetul ne salvează. Zâmbetul din orice, în multe, multe cu orice, situații. Cu orice. Da. Tu știi Lidia, că oamenii fericiți nu se comportă ca toți ceilalți, ai înțeles? Adică nu e ca, nu intră în turmă niciodată. Nu se compară cu ceilalți. Nu se compară și nici nu se comportă. Ai înțeles? Cu toți ceilalți. Adică, dar și eu sunt ca el. Dar nu vreau să fiu ca el. Eu vreau să fiu ca mine. N-am nicio problemă. Poți să fii mai sus, poate să fie celălalt mai jos, mai sus. Deci nu adică această... nici nu țin cont de da. Ce părere au unii. Nu, dorința de a fi în tipar. Exact. Dacă eu vreau să ies din tipar, ies din tipar. Că așa vreau eu. Și nici nu țin cont că cineva poate să blameze sau... Da. E problema lor. Dacă blamează, să știți că atâta timp cât blamați, toată energia negativă o luați, ca buretele o trageți. Așa. Așa că asta e situația. Pur și simplu, noi trebuie să gândim pozitiv și asta e cel mai important lucru. Noi de foarte multe ori începem să comparându-ne și spune, domnule, tinerețe e altceva, voi sunteți tineri, noi am îmbătrânit. Eu n-am îmbătrânit. Eu m-am făcut mai înțeleaptă decât eram. Deci oamenii pozitivi sunt fericiți. Da. Deci. Și această stare de bine, Doamne, de a fi pozitiv, de a te gândi că după o perioadă nefastă, iată, vine și soarele, cum spuneai tu, că sigur vine că sigur da. Și soarele, te scoate iar din această stare de depresie, de nemulțumire continuă. Deci trebuie să ne învățăm așa, să vedem partea plină a paharului, chiar dacă avem paharul pe jumătate. Știi că m-a întrebat cineva cum sunt atât de pozitivă în acest val 3 de restricții. Și eu am răspuns sincer că îmi programez vacanța pentru vară cu fetele. Ai spus și de sâmbătă trec. Corect. I-am spus și Oanei, da, la televizor, același lucru.
Asta mă ține acum. Programez vacanța cu fetele și avem o grămadă de lucruri de făcut și sunt absolut convinsă că mă voi duce în vacanță. Nimeni nu poate să-mi distrugă această soare. Foarte frumos. Și eu pot să-mi pun vacanța atâta timp cât mi-au pus vaccinul să-l fac săptămâna viitoare, dar apelul tocmai în 6 iunie. Mă gândesc că îmi trece și vaccinul. Până înseamnă că faci AstraZeneca. Că el are apelul atât de departe. Așa, și mă gândesc că trebuie să-mi pun vacanța după 6 iunie. Foarte bine. Deci și tu ești cu vacanța. Exact. Perfect. Atât voiam să știu. Deci după 6 iunie pot să plec învârtit ca ciocârlanu, știi? Când e vremea frumoasă, atunci pun vacanță. Maestre, de câte Cătălina, faceți vacanță de când câte vreți, ori am programat-o și am zis, așa, și am luat, am anticipat-o de 3 luni, de nu 4 luni, pe cuvânt de cinste, din 12 zile, 6 au fost urâte. Și am zis, nu mai, tată, e vreme bună, gata, bagajul, mâine plecăm. Și am terminat. Păi, nu la mai. Mine e invers, maestră, deci e păi bine. Da, păi cine e de 3 ori norocos și protejat? Așa. Știi că oamenii ar trebui să nu stea să se compare cu ceilalți. Pentru că fiecare e bun în felul lui. Acolo unde este el. Da, sigur mai facem și comparații. Că n-ai cum să nu faci comparații, dar important e să fie constructiv. Adică acea comparație să fie constructivă. Că spun eu, invidia constructivă. Deci ea există, adică în fiecare. Nu, te uiți, constați și faci și tu lucrurile ca să ajungi în acel ca punct. Să fii mai bine. Cătălina, sau să trebuie să fie admirativ. Nici constructiv, nici povestiv. Admirativ. Că în momentul când admiri ceva, automat îți vei dori și tu același lucru. Da? Și asta nu înseamnă că îl blamezi pe celălalt și îl etichetezi. Admirativ. Da? Dom'le, abilitățile fiecăruia sunt diferite. E foarte important chestia asta. Nu poți mă compar. Bun, ne